Ați auzit vreodată de soldații japonezi care nu s-au predat împreună cu răstul țărilor în 1945 și care au petrecut zeci de ani ascunși, crezând că cel de-al doilea război mondial continuă? Orașul în care am locuit în prima parte a vieții mele ne-a oferit o experiență similară. Când eram copil în orășelul nostru, cu toți am crescut cu aceeași poveste, era sfârșitul lumii. Octombrie 1962 și criza rachetelor cubaneze amenință să ne înghită planeta într-o apocalipsă de foc. În seara zilei de 27 octombrie, locuitorii orașului s-au băgat în pat pentru o noapte de somn inevitabil de neliniștită, în timp ce pe fundal, la radio și la televizor auzeau comentarii tot mai îngrijorătoare despre situația actuală. La un moment dat, semnele au devenit confuze, înainte de a se transforma în cele din urmă statice, iar zgomotul constant al actualizărilor în direct a fost brusc, regretat cu desăbârșire. Înainte de ivirea zorilor, bărbați necunoscuți îmbrăcați în uniforme militare au mers din ușă în ușă și au condus pe orașeni în adăpostul construit sub picioarele lor, anticipând exact scenariul pentru care fusesem alertați. Se presupune că unii oameni au refuzat, cu excepția că nu a nicio comunicare oficială a unui atac sau unei stări de război și că se vor confirma dacă li se va permite să afle singuri prin intermediul aparatelor de radio și de televiziune de mult dispărute. Zvonurile din copilărie că niciunul dintre acești oameni nu a mai fost văzut. M-am născut la un deceniu după acea noapte. Prima mea amintire este că mă jucam de aprinsul cu mine însumi împotriva în unui zid de beton degradat din adăpost. Era un loc destul de mare, mai mare decât ai fi așteptat pentru un oraș de mărimea noastră, iar viața de acolo a făcut tot posibilul să imite viețile care ne fusese răfurate tuturor. Aceste eforturi au fost admirabile, dar în cele din urmă fără rezultat. Exista o școală mică și murdară pentru copii, o bucătărie comunitară cu stocuri masive de conserve îngrozitoare și camere mari pline cu rânduri și rânduri de paturi suprapuse din metal ruginit. Totuși, viața în adăpost era îngrozitoare. n aș fi dorit nimănui să fie prins sub pământ cu sute de oameni timp de zeci de ani, iar existența monotonă și-a pus amprenta asupra orășenilor mai în vârstă, care cunoscuseră cândva o viață mult mai bună. Trebuiau să fie creativi cu resurse atât de limitate și uneori dura zile sau săptămâni până când cineva murea după ce își venele cu un cuțit tocit și ruginit. Știu pentru că tatăl meu a murit în acea cameră uitată de Dumnezeu, eu au găsit trupul nesuflețit atârnând de tavan, iar eu, micuțul de 10 ani, am rămas în agonie. Nu am vorbit luni de zile după ce s-a întâmplat și uneori încă îmi doresc să fi fost eu în locul lui. Atunci, cel puțin, nu aș fi fost împovărat de cunoștințele pe care le am azi. Îmi amintesc că școala mi-a predat despre urmările nopții care a dat startul la toate astea. Ni s-a spus că cea mai mare parte a națiunii noastre și a lumii au fost devastate de nori radioactiv și stâlpi de foc că viața la sol deasupra noastră era practic imposibilă, că trebuia să rămânem acolo pentru totdeauna, pentru a nu ne confrunta cu morțile oribile de care fusese salvați. Exista o mulțime de reguli pentru a ne asigura că respectăm acele idealuri, dar eram mult prea îngrozit pentru a fi sceptici cu privire la tot ceea ce ni se spunea, așa că aceste reguli nu au fost testate. Mi-am luat până la vârstă de 19 ani să pun la îndoială învățăturile pe care le luam ca adevăruri absolute. Vedeți voi, deși eram în mare parte un bun cetățean și respectam regulile adăpostului, aveam un mic obicei viclean. Nu știu de ce, poate că mă plictisisem sau pur și simplu vroiam să nu mă mai supun nici măcar odată regulilor aparent arbitare, dar aveam o obsesie la limita decenței de a explora colțurile și crăpăturile adăpostului. Găsirea unor colțuri neatinse și al unor indicii al unei vieți care se presupunea că nu mai existau, îmi dădea un fior pe care nu știam că e posibil în acel loc. Aceste indicii erau de obicei pectisitoare, după orice măsură exterioară, dar într-o zi am găsit ceva care m-a lăsat înmărmurit, cât și îngrozit de uimire. O fereastră. La început nu știu ce era, pentru că până atunci nu mai văzusem așa ceva, decât o acumulare de praf și prânză de păianjen în formă de pătrat. Dar m-am apucat repede de treabă, îndepărtând straturile care se adunaseră de-a lungul a ceea ce presupune că au fost o mulțime de ani pentru a dezvălui ceva ieșit din cel mai nebunesc vis al meu. În fața ochilor mei se afla un peisaj imposibil de verde, cerul era de un albastru intens, cu câte un nor ocazional, plutind pe lângă el, iar casele abandonate cu zeci de ani în urmă zăceau acolo într-o stare neteținută care le dădea un caracter unic. Cred că am stat acolo ore în șir, absorbind totul, întrebându-mă de ce lumea despre care fusesem învățați, nu era cea la care mă uitam, întrebându-mă de ce fusese mințit, la un moment dat m-am întors în patul meu supraetajat și m-am instalat pentru o noapte de somn agitat, în care puținele mele momente de inconștiență au fost răbătute de peisajul presupus imposibil, pe care îl văzusem. Mi-au trebuit săptămâni întregi ca să-mi fac curaj să mă întorc, pentru că eram îngrozit că ochii mei se înșelaseră cumva, că îmi pierdusem mințile și că voi sfârși în acea cameră cu aceeași soartă pe care a avut-o și tatăl meu, nu puteam să spun nimănui și nu am spus nimănui. Ar fi crezut și ei că îmi pierduse mințile și era de înțeles. În cele din urmă, totuși, m-am întors. În arma cu o bucățică din patul meu pe care reușisem să o rup. Știți cum e să ai o dorință arzătoare de a păși într-o lume care te-a învățat din totdeauna că te va ucide imediat ce va avea ocazia? Pentru că eu știu, paleta perfectă de culori din fața mea era prea puternică pentru a rezista, Trebuia să ies de acolo, să-mi trec degetele prin iarba verde și să respir aerul care îmi fusese destinat. Așa că am făcut-o. Ferea asta era suficient de mare, pentru ca, după ce geamul spart în bucăți minuscule să-mi fie ușor să mă cațăr pe ea, am făcut primul pas, care nu era în acela de post și am inspirat cât de mult timp am putut, în timp ce plămânii mei se umplau de aer rece și minunat. Mi-am întors capul spre fereastră doar pentru a constata că aceasta dispăruse. Betonul se afla în fața mea, iar ieșirea mea nu mai era o cale de întoarcere. În ciuda confuzii mele, m-am gândit că era vorba de o redundanță de securitate uitată de mult timp. Am uitat repede de asta, însă, când m-am concentrat din nou asupra realității vieții din afara acestui loc, era real, totul era real. Nu-mi pierduse mințile, tot ceea ce văzusem pe fereastră era exact la fel după ce scăpasem de constrângerile ei cu excepția unui singur lucru. Nu era la vederea de la fereastră, așa că nu l-am văzut înainte de a mă urca afară. Străpungerea peisajului, altfel imposibil de imaculat din jurul meu. O dubă armatei, toate cele patru uși deschise, iar pe scaunul din față se afla o singură persoană. Capul lui era străpuns de o gaură de glons curată, iar orice urmă de sânge de la incident se uscase de mult. Pe măsură ce m-am apropiat de dubă, am observat o bucată de hârtie sub piciorul atârnat a de decedat. Pentru oricine este suficient de norocos să citească asta, îmi pare rău pentru ceea ce am făcut oamenilor noștri, familiile noastre. În timpul războiului rece, unitatea pentru care am lucrat a primit ordin să pună în aplicare un experiment psihologic. S-a mers prea departe. Trebuia să vă ținem în acest adăpost timp de un an pentru a ne testa pregătirea pentru ceea ce putea fi un viitor inevitabil, pentru a afla dacă un adăpost de acea amploare și natură ar putea fi salvarea noastră, speranța noastră de a reconstrui civilizația, în cazul în care bombele ar fi căzut în cele din urmă. A fost cel puțin lipsit de etică, dar am raționalizat că acest lucru ne va ține pe toți în viață într-o zi chiar dacă asta înseamnă un chin mental pentru locuitorii orașului vostru. Ei bine, un an a trecut și a plecat cu ceva timp în urmă. Încet, încet, interesul guvernamental și militar pentru acest mic experiment a încetat. În noaptea în care a început totul a spus făcut să credeți că bombele se apropiau cu repeziciune de națiunea voastră. Oamenii care au refuzat să creadă cuvântul, legitimat doar de uniformele armate și de vocile de comandă, au fost cei mai deștepți. De deci ce a durat atât de tare când ni să i s-a ordonat să-i aliniem la un zici, să-i împușcăm? Meritam mai mult de atâta. Adevărul este că tensiunile din timpul războiului rece au început să se atenueze după punctul culminant emoțional al crizei rachetelor și de-a lungul anilor. Nevoia adăposturilor a scăzut. Odată cu aceasta, așa cum am menționat mai devreme, a scăzut interesul pentru experimentul nostru. Oamenii noștri s-au filtrat pe parcursul lunilor și anilor până când am rămas doar eu. Poate că vina pe care o simțeam, vina mea care mă rodea, în fiecare moment de veche m-a ținut aici. Nu aveam niciun scop, nicio resursă, nicio modalitate de a ajunge la oamenii pe care îi condamnase la o viață mizerabilă cu ani în urmă. Cu toate acestea, rămășițele goale ale orașului care a fost cândva, m-au ținut strâns în brațe și nu am reușit niciodată să plec. Nu voi pleca niciodată, ăsta este locul unde este menit să mor, unde merit să plătesc pentru păcatele pe care le-am comis asupra oamenilor care au fost odată aici. Sper și mă rog ca această scrisoare să găsească într-o zi un cetățean al acestui oraș condamnat și sper că mărturisirea mea să vă aducă puțină pace. Nu mă aștept să mă iertați, nici nu o merit, dar vă rog să știți că fiecare clipă în care voi rămâne în viață va fi petrecută într-un regret imposibil de profund. Am o ultimă dorință. Vă rog să-mi îngropați trupul și această scrisoare cât de adânc puteți să în pământul acestui oraș. Merită să fiu condamnat pentru totdeauna în o existență sub pământul de unde a început totul. O existență la care ați fost forțați pe nedrept să luați parte. Sper că durerea mea va fi la fel de mare pe cum am făcut-o și eu pe ta. La revedere! Cred că am plâns ori în șir după ce am citit scrisoarea, iar zilele și săptămânile după aceea au fost în ceață. O mare parte din ceea ce mi-amintesc este alcătuită din încercările mele de a mă întoarce în adăpost. Într-o încercare disperată de a oferi concetățenilor mei din oraș libertatea vieții pe care ar trebui să o avem. La fiecare cotitură și intrare am fost întâmpinat de menții de beton și... Nu am reușit niciodată să mă întorc în adăpost, nu mi amintesc cât timp am încercat, dar în cele din urmă am renunțat și am decis să îi îndeplinesc ultima dorință a soldatului decedat. Am săpat zile întregi și n-am îngropat în afara zonei în care se afla fereastra în care a început totul. Știu că a spus că nu merită iertare, dar am avut demnitatea de a înțelege natura îngrozitoare a ceea ce a făcut și a rămas alături de noi până la sfârșitul său. A fost un om mult mai bun decât ceea ce au lăsat în urmă. Uitați și condamnați. Sper că regretele lui să se spele în pământul orașului nostru. În ceea ce mă privește, am părăsit orașul cu mult timp în urmă. M am rătăcit în timp ce plecam și nu mi s-a spus niciodată numele original al orașului Adăpost, așa că, din păcate, amintirile sunt singurele dovezi pe care le-am despre experiența mea. A fost nevoie să mă obișnesc cu lumea exterioară, dar în anii care au trecut de la evadarea mea am ajuns să mă acomodez cu noua mea viață. Totuși nu voi uita niciodată ceea ce am lăsat în urmă. Chiar dacă a fost cu zeci de ani în urmă, întreaga mea viață a fost în acela de post. Toată lumea pe care o cunoșteam și tot ceea ce am iubit. Mă trezesc în fiecare dimineață după ce am fost chinuit de coșmaruri în care încă sunt blocat în acea închisoare subterană adâncă și întunecată și totuși mă gândesc adesea dorindu-mi confortul celor pe care i-am pierdut la evadare. Sper că și-au găsit liniște odată cu dispariția mea bruscă, dar ceva din mine știe sigur că nu au făcut-o. Durerea și teroarea mea sunt aici aproape la fel de mari ca acolo. Poate că ignoranța este de fapt o fericire, așa cum se spune. Poate că într-o zi, orășenii pe care i-am cunoscut odată vor fi întâmpinați de aceleași priveliște de cer albastru și pajiști verzi ca și mine. Între timp, sper cu disperare că au găsit în adăpost o existență mai bună decât cea pe care am cunoscut-o eu odată.